Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți relansează semenilor provocarea de a deveni voluntari în cadrul proiectului Salvator din Pasiune. Reia astfel demersul de a găsi în rândul cetățenilor acele persoane care își doresc să se implice voluntar fără a fi remunerate în domeniul situațiilor de urgență. Până la data de 31 august se desfășoară etapa de recrutare și înscriere a candidaților, urmând ca în perioada 01-30 septembrie să aibă loc analiza dosarelor și semnarea contractelor de voluntariat. Pentru a face parte din echipa salvatorilor mehedințeni, cetățenii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți relansează semenilor provocarea de a deveni voluntari în cadrul proiectului Salvator din Pasiune. Reluăm astfel demersul de a găsi în rândul cetățenilor acele persoane care doresc să se implice benevol, fără a fi remunerate, în domeniul situațiilor de urgență. Cei care doresc să ni se alăture trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie declarați apti din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unor infracțiuni cu intenție și să nu-și fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență. Cerere de înscriere se depun la sediul unității noastre din strada Portului numărul 2 până la data de 31 august, urmând ca în luna septembrie acestea să fie analizate și să se încheie contractele de voluntariat. Dosarul candidatului se va depune la sediul ISU Mehedinți, situat pe strada Portului numărul 2 și trebuie să conțină cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani, copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare, adeverință medicală cu mențiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru muncă și acordul părinților sau tutorelui legal pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.